Generalul, confidentul și amantul țarinei Ecaterina cea Mare, a beneficiat de statutul privilegiat pentru a acumula o impresionantă avere. Se spune că în biblioteca palatului său de la Sankt Petersburg existau volume minunat legate în piele fină, cu decorațiuni bogate și delicate. Numai că în loc de pagini, cărțile aveau bancnote englezești, olandeze, venețiene. Satele lui de carton sunt o altă poveste. Regina, care oferea cozonac, nu pâine, parizienilor înfometați, ajunsă pe eșafod și a cerut scuze călăului pentru că îl călcase din greșeală pe picior. Condamnat pentru homosexualitate, irlandezul a înțeles în închisoarea Reading că unii ucid cu dezmierdări, mulți cu priviri de otravă, cei lași ucid cu sărutări, iar cei viteji cu spadă. Agronomul compara pământul cu diamantul dintr-o perspectivă inedită. Cu cât se mărunțește, cu atât își pierde valoarea. Dramaturgul apreciat în perioada interbelică era un client frecvent al cafenelelor Capșa, Atene Palace sau Nestor, alături de boema literară a vremii. Scriitorul american a măsurat pentru noi lungul drum al zilei către noapte și a intuit că din jale s-a întrupat Electra, fiica lui Agamemnon, asediatorul Troiei. Revoluționarul irlandez a contribuit la obținerea independenței țării sale, deși a murit cu un an înainte. Războiul civil la originea căruia s-a aflat are consecințe și în politica actuală. Puțin fizicieni se pot mândri cu asocierea numelui lor de ecuații fundamentale. Dacă în mecanică guvernează legile lui Newton, iar în electromagnetism cele ale lui Maxwell, lumea cuantică a mezonilor e guvernată de legile Proca. Enver Hoxha a fost Stalinul albanezilor. În urmă cu 40 de ani, declara triumfalist că Albania este primul și singurul stat ateist din istorie. Laureatul Nobelului pentru literatură din 1999 mărturisea câțiva ani mai târziu că la 17 ani se înrolase în temutele unități de luptă naziste Waffen-SS. Autoritățile orașului natal, Gdansk, au propus să-i retragă titlul de cetățean de onoare, iar unii mai înfierbântați doreau chiar retragerea Nobelului. Unul dintre pionierii artei dramatice românești a avut șansa contactului cu dramaturgia originală, cu îndrumarea lui Caragiale și cu actori de orientare realistă precum Aristița Romanescu și Grigore Manolescu. A fost distribuit și în primul lungmetraj românesc, Independența României. Organizația face parte din sistemul celor 15 agenții specializate ale Organizației Națiunilor Unite, cu un buget de peste 2 miliarde de dolari, dar asta nu ține chiar de foame. Deși a fost condamnat la moarte și spânzurat la Spandau în 1946, semnătura lui pe pactul de neagresiune din 23 august 1939 încă produce efecte. Fusese de acord că partea germană își manifestă totalul dezinteres față de Basarabia. Molotov era însă foarte interesat. Supărarea francezilor pe alianța anglo-americană în interiorul NATO a dus la o criză care a culminat cu mutarea cartierului general de la Paris la Bruxelles. Medicul austriac ne-a învățat că efortul prea mare de adaptare dăunează, că viața ne bombardează cu tot felul de situații cărora vrem să le facem față, dar trebuie să aflăm cum anume. Deja devin stresat. A tradus pentru noi operele complete ale lui Shakespeare, însă ne-a lăsat, din păcate, neterminată și o istorie a literaturii engleze și americane. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.